că furam un anumit număr de mașini la firmă. Primim misiuni speciale. Stai, că nu mi-a mai acționat butonul hotkey și a trebuit să dau manual. Că de ce nu? Abia aștept, nici nu mai știu. Poate Mai fac nu mai eforturi. dă atâta garaj de mașini, dar tot este scump, deci îl iau. Orice ar fi, că eu vreau să văd. Păi, Deoarece s-au frumos, updatat jocul da. și s-au băgat noi mașini, de-aia am Noi zis. episod din GTA 5. What the? Pura cu mașina. Instantaneu cum am pornit. Ok. Mie îmi place că știi că GTA Online se întâmplă după acțiunea din single player. Păi, ar fi caracterele să mai dau misiuni. Cum ar fi, uite, îți dă Se treburi. vede, Trevor încă mai este la firma lui. Podul ăla care l-a bubuit în single player Trevor ca să fure dintr-o... de asta cum se numește, dintr-un... Tren sau ce? Cum se numea ăla? Așa, dintr-un tren aur. Nu este distrus și nu știu. În afară de fazele astea, eu nu știu nimic alt motiv. Da, astea două sunt argumente serioase pentru care GTA Chiar Online se se văd întâmplă înaintea speciale, pe story-ului din 22, GTA 5. 39. Da. Hai că... Noi din GTA Online am putea fi chiar morți când se întâmplă acțiunea din GTA 5. Păi? Păi nu se știe încă ce s-a întâmplat cu noi. Știi? Ah. Din Hai online. că... Deoarece l-am noi întâlnit pe... suntem... Vezi ce facem acum. Vezi că interacționăm cu A, mai e Trevor. coloană de Și ar mașini. trebui să... Ne știe Trevor și să într-o misiune îi trebuia ajutor și nu știa de la cine să ceară. Și putea cere de la noi, știi? A. Da, nu a cerut, știi? Și că am putea fi și morți când se întâmplă acțiunea. Chiar mă întreb dacă se termină vreodată acțiunea din GTA Online. Deși ar fi nașpa dacă A, s-ar nu termina, cred. știi? Dar ar fi fain să fie o misiune de asta, The Final Mission. Nu, nu ar GTA fi. Online. N-ar fi fain, nu. Știi, în care moare caracterul tău din GTA Online. Ar fi șmecher, Nu, deși n-ar ți-ai fi. pierde tot experiența. Ar Nu, fi n-ar fi. șmecher. Nu. N-ar fi chiar deloc. Să Mie vezi nu cum mi-ar s-a plăcea. terminat. Chiar Da. s-ar putea când iese GTA 6 să se bage un ultim update la GTA Online, GTA 5 Online, și să fie misiunea asta în care Bă, îți moare s-ar caracterul. băga dacă ar fi GTA 6 online, dar dai seama. GTA 6 e normal că va fi online, nici nu are niciun motiv de ce nu ar fi online. Mai ales că tot bănetul din GTA se ia din online, deoarece online cumperi niște Apasă carduri pe ca G, să-ți apasă dea pe bani. G. Da, bă, știu și eu s-a pus pe G, da. M-a răsturnat pe cealaltă parte a străzii. Stai chill. A, pe bune? Rosime. M-am dus după tine. Dar nu știu unde să... A, aici This is trebuie să mergem. bullshit. A, știu unde este ăla pe care trebuie noi să-l luăm. Este la etaj. La etajul casei, deci ar trebui să spunem la astea. Da, bă, dar mi-ai bubuit tu curuma și acum mor. Din cauza că De mi-ai ce bubuit ți-am tu bubuit curuma curuma? înainte Nu să ți-am filmăm. bubuit. Nu-ți mai amintești? Când? Vino și tu puțin și ia-mă în curuma, da. Că deja încep să mor. Dar nu știu Am unde urmă, ești. boss, dacă ai fi și tu bun Nu și ai știu unde sta pe loc. ești. Auzi? Aici! Stai pe loc! Hai, vino. Fuck. Ai! My God, tu nu puteai trage în ăsta? N-ai văzut că trage mine. Hai, da, trebuie să intrăm în casă. Nu vezi că se ține de noi? Hai, dă-i! Sticky bomb! Și bomb! Sticky bomb.
curăță, curăță tot ce vezi. Te calc, pur și simplu. Gata, hai da, du-te și curăță tot. Uite la balcon, știu că era cineva. Dacă n-ai intrat și tu în toți, Sting. Că noi nu trebuie să-i călcăm ca să moară, noi trebuie să-i împușcăm ca să moară. Bun, l-am împăt pe ăla. Nici nu mai știu unde sunt ceilalți. L-am omorât eu. Hai bă, nu te mai axa pe ăștia, amici. Du-te în față. Bine, hai. E, da. Ăștia amici nu sunt importanți. Mie-mi place. Mie-mi place, tu te duci ca naiba. Du-te și să intrăm în casă. În casă, nu în șanț, în casă. Nu știu ce ai acasă. Nu știi ce e acasă, păi văd că tu stai în ghetto. Hai, să intrăm în casă. Că trebuie să ajungem la etaj. A nu, steal the tanker. Steal the tanker. Du-te, du-te repede. Ne trebuie un camion, ne trebuie un camion. De la mare, ca și Neurotrac. De unde iau? Nu te ducem spre casă, că nu spre casă este camionul, Jesus fucking Christ. Este în zonă, aici este, în zonă, în zonă. Lângă, cred că fix lângă chestia asta pe care trebuie să furăm, dacă tu n-ai sta să-i omori pe toți de pe hartă. Dar de ce să nu stau, mă, că primesc experiență? Experiență de căcat care primești de 10 ori mai multă dacă îți faci misiunea. Și unde ar trebui să... Auto. Pă lăsă, te duci, naiba, să căutăm, un camion. Mă duc. Te nu duci pe naiba. Caut. Eu văd ce cauți omorând oameni. Ești bă că mori. Mă doare undeva mai bine decât să stau cu tine 100 de ani. Mai bine îl iau pe ăsta, stau cu ăsta care a găsit camionul. Decât cu voi care îi omorât pe toți de pe mapă ca proști. Gata, toți sunt morți. Vezi că dacă trage în chestia asta din spatele nostru cineva, murim instant. Așa că mai bine nu intri în noi ca un handicapat cum intri tu în toți. Da, gata, nu mai trebuie. A, este cineva în față, vezi că este cineva în față. Păcat că nu este nimeni în fața noastră ca să ne apere. Dacă ne nimerește în chestia asta din spate, suntem morți direct. A luat foc camionul. Dar stai chill. Bubuim în câteva secunde. Bombediu! Wolf Boss Bombediu! De ce e Wolf Boss Bombediu? Pentru că eu are fucking bitch. Acum haide să găsim un camion pe stradă. Să ne plimbăm 5 ani. Yay! Camion ceva, o porcărie de camion. Dacă găsiți un camion, să mă anunțați. Am găsit un tractor.
Un camion trebuie, un camion de la ca Neurotrack. Ca să luăm încărcătura. Tu, văd că te-ai jucat Eurotrack. Deci ar trebui să știi. Noi trebuie să găsim un camion și voi sta și eu omorât. Bravo! Hai de mai omoară-mă odată după ce că m-ai omorât tu odată. Da. Bravo. De ce ai murit? Pentru că m-a călcat o mașină, că m-ai dat-o în fața ei. Măcar mi-a dat bani. Nu pot să zic. Și o mie experiență aproape. E mai bine că am dat restart pentru că... Acum avem camion. Da, hai să văd dacă îmi filmează și mie calmea. Da, merge bine. Știi ceva? Du-te în față, ține-le cover și good job, o să spun. Bun. Vezi camionul roșu ăla? Nu cumva să tragi lângă sau să bubui mașini lângă. Mi-am dat noi. Seama de ceva. Eu nu mai am curuma ca să vă apăr. De ce ai fact? Păi știu că ești prost. Ce să-ți fac? A, stai mă, că mă sus și eu la camion. Nu. A luat deja unul un camion, deci fac eu. Eu mă duc la el. Hai mă la mine, băi! De ce să vin la tine? Eu stau cu ăsta cu camionul, că este mai fain la el. Dar nu merge pe mijlocul drumului, te rog eu. Da, dacă n-ar fi un prost care mă calcă... Dacă mergi pe mijloc... Am blocat? Gata! Voi stați cu camionele ca prostii, noi mergem. Mă gândesc dacă vă luați mașina de aia mică. Nu, stăm cu... camionul. De fapt, este bine că v-ați luat camionul, în caz că bubuim noi, în caz că bubuie camionul nostru, îl schimbăm cu al vostru. Pentru o secundă crezi că a murit cineva. Mamă, unde sunteți? Noi avem încărcătură grea, dacă înțelegeți. Nu ca voi. Mie îmi place că voi ne lăsați noi în amicii, în mijlocul drumului. Și ne-ați și încurcat. Cine e prost ăsta? Normal că tu ești. Dacă știe asta să nu dea într-un perete, atunci sunt mulțumit. Cred că zgârietura pe toată partea buteliei astea mari, așa este. Cisterne, mă, cisternă. Da, da, în general arată ca o butelie. Și cam este o butelie, dacă te gândești mai bine. Nu, așa? Nu este de-a bine, pentru că am zgâriat cam toată partea din stânga. Deci cine ar a murit? Trebui să fi bubuit. What the fuck, a murit careva. Am unul într-un camion prost și tâmpit. Am, uite, dă în tankerul nostru și se duce tot tankerul pe jos. Da, bravo, bă. Tu știi cu cât tanker, dacă scădem mai mult de jumătate, dăm fail instant? De ce? Pentru că lui Trevor îi trebuie mai mult de jumătate de cisternă. Hai că-i țin eu ocupați, du-te, du-te! Degeaba ai ținut ocupați, că deja nu mai vin după noi, că am ajuns deja la destinație. Bine, dacă știi și asta să iau o curvă. Perfect, ca Neurotrack, 15.000 de amenzi. Da? GG well played. În episodul viitor o să preview the next episode. O să facem heist-ul. O să preview the next episode, da, bravo.
Nu se preview de next episode. Am zis preview de next episode. Bine, hai, acum. Vedem pe filmare. Dacă ai zis o să preview de next episode sau în episodul următor o să facem heist normal. Oh, silver. Prima dată în heist-uri. În setup-uri. Ba bune, am fost și gold. Ba nu, am fost gold. Ba nu, n-ai fost platinum. Eu am fost platinum. Eu zic în heist-ul ăsta. Nu mă interesează în heist-ul ăsta. Ba da, bă, eu am zis despre heist-ul ăsta, n-am zis despre toate heist-urile. Need a shit me one. Once. Invite your friends. Da, eu am zis la început de tot. Așa. 36 de minute țigănie totală, deci da. De unde știi tu că 36 de minute? Pentru că eu am cronometru, nu ca tine. Eu am OBS și am filmat 16 minute. Deci... A, stai, da. Fuck it. Dacă se mai încarcă, e bine, dacă nu. Hai că se încarcă. Hai că eu cred că s-a încărcat. Așteptăm animația de final pentru că vreau să vă arăt de ce se încarcă GTA-ul 5 minute. Exact. Pentru o animație foarte, foarte mică. Animație de 0,2 secunde. Ia, fiți atenți acum. Pentru 5 minute. Bravo, GG, well played. Sper că v-a plăcut episodul, dacă da, nu uitați să dați like, comment, share și subscribe. Și până la data viitoare ăștia se omoară între ei și noi am saltat. Ciao, bă. Pa! Holy fuck! Mi-ați distrus ambele mașini, țiganilor. Păi, dar... Cum sună-ți să-l ți le iei din apoi? Știu, da, am elele. Hai că eu încă n-am murit, iar mai facem. Știu că n-ai murit. Zic a, ba nu, că ai murit. Am murit și eu, dar zic că n-am încheiat episodul. Știu, dar... tu o să aștept jumătate de oră cât te așteptăm noi. Ce crezi că nu te văd pe hartă, pe bune? Chiar crezi că nu te văd pe hartă? Că alergi după mine? Și ai și locul pe mine. Dar lasă-mă să sun la mărți, Michel Insurance, stâmpitule. Mai întâi mi-a cu roman. Mamă, și te-am ratat. Ia uite, ai obosit. Ah, da, așa obos. Facem, da? Ai plecat după ce crezi că aș fi stat eu ca prostul să mă omori? N-am ieșit de pe sesiune, fraiere. Am dat join la mine în apartament. Apoi vezi dacă ești fraier. Nu sunt fraier, eu m-am dus ca să începem heist. Și băgăm-i și pula. N-o să primesc atât de mult pe cât credeam, pentru că heist ăsta este un căcat. La fel ca și pe Prison Break. La fel ca și pe Prison Break. Hai că eu m-am băgat în mașină cu unul. Ia să-i sar un nițel. Am o să facem ceva. Primim la fel ca pe fucking Prison Break. Că de ce nu? Să fie căcatul căcat. Nu putea să fie un heist atât de ușor și să dea atât de mulți bani. Acum pe bune. De ce mi-am făcut eu oare speranțe atât de mari? Nu știu, că ai sperat. A, da, pentru că eu n-am făcut niciodată heist-ul ăsta, de aia mi-am făcut speranțe atât de mari. Fucking este penultimul heist și îmi dă la fel de mult ca al doilea heist. A, foarte bine. Eu sunt în mașină cu Anton M.T.C.
Gata. Hai, mă, ce facem? Ei, așteaptă să bag și episodul trecut pe YouTube. De fapt, să bag la încărcat, că eu nu aștept. Mâine apare GTA la 1:30, ca în fiecare zi. La 1:30 apare un video. Bachi, știi că eu n-am... n-am închis, da? Haide, vino! Haide! Unu a dat accepted și apoi nu mai arăta nimic. Adică da. Tu ai dat accepted? Ce? Vino și tu, dacă îți permiți, că ți-am dat invite, știi? Uite, a intrat unul de level 88. Aolo. Nu mai bine. Și acum intră și tu. Dacă și ești bun. Closed! Și că heist și closed. Ai dat close la heist. Oh! Nu mai bine. La... îl poți las. Hai că-ți dau eu. Gata! Intră! 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 Păi, dar nu am primit! Fuck you, man. Fuck you. Îl scoi pe ăsta cel mai slăban. Kick. Gata, ți-am dat un nou invite. Te rog eu, avem unde, cea mă, mai că mare. Nu am. Bine, dă-te în pula mea că-ți dau din nou, na! Așa. Ăla-i boss. La 3. Nu, la 3. Eu încep fix când începem heist-ul final. Tu deja ai început episodul, deci da. Eu filmez de două. L-am dat pe unul de level 58 afară, deci să-mi zici mersi. Că l-aș fi putut păstra pe el, pentru că este mai șmecher decât tine, că tu ai 49. Da, da. Da, dar te-am ales pe tine pentru că... You are my friend. My friend. You are Putin. Sper că v-a plăcut episodul, dacă da, nu uitați să apăsați like, să dați subscribe și pe bune. Până data viitoare, eu vă salut. Pe bune. Ai...